Una dintre, probabil, cele mai sugestive și, din punctul meu de vedere, realiste moduri de a defini viața, am auzit-o la cineva, deci nu mi-aparține, nu este ceva original, dar spunea ceva în genul următor. Viața este o luptă care se poartă pe mai multe fronturi. Cam asta este, dacă vreți, un mod de a defini viața. O luptă care se poartă, un război, dacă vreți, care se poartă pe mai multe fronturi. Și adevărul, dragii mei, este că toți care suntem în seara asta aici și nu numai, sub un mod sau altul, într-un mod sau altul, suntem prinși în diferite lupte pe care le dăm în viața asta. Sunt lupte, dacă vreți, care se poartă înăuntrul nostru și care sunt uneori cele mai grele și cele mai dureroase. Sunt lupte uneori care se dau în cercurile noastre apropiate, poate la nivelul familiei. Sunt lupte, mai apoi, uitați-vă, care se poartă uneori la nivel de comunități creștine. Sunt lupte, dacă vreți, mai apoi, care se dau la nivel de societate. Sunt lupte, dacă vreți, la nivel macro, care se dau între națiuni și între popoare. Suntem pe multiple fronturi angajați în diferite lupte. Luptele acestea, dragii mei, sunt uneori dureroase pentru că necesită decizii care nu sunt ușor de luat în viață. N-am să niciodată când la un moment dat povesteam cu cineva la consiliere, la cursul de cateheză și la perioada aceea de pregătire pentru botez. Mi-aduc aminte ce mi-a zis un tânăr, frate Dorel, în fragedă adolescență trebuie să iau una dintre cele mai grele decizii din viața mea, a fost pus într-una dintre cele mai grele decizii din viața mea, pentru că părinții mei nu s-au înțeles de niciun fel. Țin minte că am fost dus undeva într-o sală de tribunal și la un moment dat un domn judecător m-a întrebat: cu cine vrei să rămâi, cu mama sau cu tata? Și fiecare din ei îmi întindeau brațele. A fost, spunea, un moment cumplit pentru mine care m-a marcat, deși cred că avea atunci 12 ani de zile, îmi povestea efectiv momentul ăla, m-a marcat definitiv. Pentru că, vedeți dumneavoastră, trebuie uneori să lupți și să iei decizii dificile în viață. De foarte multe ori, dragii mei, haideți să fim onești, sunt lupte pe care noi le purtăm la nivel personal, sunt lupte, te-ai pocăit, da? L-ai ales pe Dumnezeu, ai făcut o opțiune foarte bună, e ceea ce te mântuiește, decizia salvatoare a vieții tale. Dar sunt atâtea momente în viața ta când trebuie să te lupți cu instinctele tale, cu plăcerile tale și în același timp cu poruncile lui Dumnezeu care uneori se bat cap în cap. Ceea ce îți place ție și ceea ce poruncește Dumnezeu de foarte multe ori, dragii mei, sunt în contradicție totală. De foarte multe ori, gândiți-vă, de asemenea, sunt lupte pe care le avem de dat în viață, uneori între visurile tale și între, dacă vreți, voia lui Dumnezeu. Și asta este o luptă puternică. Nu o să uit niciodată ceea ce ani de zile la facultate l-am auzit pe un coleg care ne povestea cum visul lui cel mai mare este să planteze o biserică care să ajungă la nu știu câte mii de oameni, un fel de mega church, și ne-a tot povestit ani de zile de visul lui, ajungând ca astăzi, în anul 2024, să slujească ca misionar undeva în Africa, într-o zonă tribală. Vedeți dumneavoastră, visele noastre și voia lui Dumnezeu nu corespunde foarte multe ori și lucrul acesta ne duce la un nivel de luptă teribilă. De asemenea, un alt nivel de luptă pe care trebuie să-l dăm în viață și lumea să știți asta, e, dacă vreți, lupta dintre relațiile tale și responsabilitățile tale. E foarte greu, e foarte greu în viață să alegi spiritual în detrimentul emoționalului. Mai ales când ești familiarizat cu cineva, mai ales când consideri pe cineva că ți este apropiat și uneori trebuie să-i spui: hei, suntem prieteni, suntem frați, dar ascultă-mă, aici nu faci bine. Aici nu-s de acord cu tine, aici ești contra voii lui Dumnezeu. Haideți să fim onești, asta nu e ușor de spus în viață, asta nu e ușor de făcut în viață, dar e un lucru absolut necesar. Nu o să uit niciodată, cu câțiva ani de zile în urmă, mă duceam prin de râvnă, în vremea aceea încă mai slujeam la Ștei și trebuia să mă duc să prind programul de dimineață. Și ca de obicei, sunt un fel de întârziat în viață, se întâmplă să mai întârzi, să pleci mai greu de acasă și mă duceam în Ștei și trebuia să recuperez puțin din timp. Eu așa numesc la depășirea vitezei, recuperare. Da, și țin minte că la un moment dat era o coloană așa mare, ca de nuntă, cu uneori vezi exagerat lucrurile, erau 3 mașini și mi-e zărea că e o coloană infinitului acolo.
Și am făcut o chestie românească, da. Am depășit. Și am depășit unde nu trebuia și cum nu trebuia. Dar am depășit și m-am gândit, am scăpat. Acum a fost momentul în care am putut să depășesc. Numai că la câteva minute, nu o să uit niciodată faza asta, momentul ăsta, primesc pe Messenger un mesaj. Vreau să vi-l citesc, că mi l-am și notat, că m-a marcat. Frate păstor, te rog frumos să ai grijă cum conduci. Ai depășit neregulamentar în zona localității Răieni. Acum, bă, cine e ăsta? Când am ajuns în fața bisericii, înainte să intru, am intrat de pe Messenger să văd cine e omul care mi-a scris. Și am intrat pe Facebook să văd la status cine. Scrie acolo nume, prenume, ocupație, polițist. Wow! Trebuie să recunosc că trebuie să-i dau un mesaj înainte. Doamne, iartă-mă, frate, ai dreptate, îmi cer iertare. Pentru că vreau să vă spun, deloc nu mi-a primit, mi-a mișut de toată pofta de predică în dimineața aia, au trebuit să mă spovedesc în fața bisericii, să le spun ce am făcut, că am încălcat regulile de circulație. Dar în același timp, știți ce am apreciat la omul ăsta? Am apreciat faptul că și-a exercitat atribuțiile în detrimentul relației. Faptul că mi-a spus responsabilitatea pe care o am, uneori, să știți, uneori nu-i plăcut să corectez pe cineva. Uneori nu-i plăcut să-i spui cumva că nu face bine, dar este absolut necesar și benefic. De aceea, oameni buni, ceea ce vreau să vă spun este că astea sunt luptele pe care le avem de dat de foarte multe ori în viață. Dacă vă uitați cu atenție în contextul acesta al capitolului 37 și capitolul mai apoi 38, dragii mei, sunt niște lupte suprapuse acolo. E foarte interesant cadrul și scenariul în care au loc evenimentele astea. O primă luptă, dacă vă uitați, este între două puteri regionale, un fel de America și un fel de China. Două mari puteri militare a vremii respective, numai care erau Egiptul și în același timp Babilonul, Caldeenii. Aceste două popoare, dragii mei, se confruntau la nivel geopolitic, da, pentru influență, pentru statutul de prima mare putere din Orientul Mijlociu de la vremea respectivă. Între ele, gândiți-vă că erau prinși niște popoare din acestea mici, evreii și alte popoare cananite. Este o luptă, uitați-vă, între două națiuni foarte puternice, între egipteni și babilonieni. Asta este o primă luptă. Dar uitați-vă, dacă dăm cumva zoom puțin mai departe, o să vedeți că există o altă luptă care se dă undeva în interiorul Ierusalimului. Ierusalimul este asediat în toată perioada asta și uitați-vă, e o luptă puternică care se dă în interiorul zidului Ierusalimului. Era o parte din evrei spuneau, domnule, trebuie să ne aliem cu egiptenii. Alții spuneau, trebuie să ne aliem cu caldeenii, cu babilonienii. Alții spuneau, trebuie să rămânem neutri. Și uitați-vă, sunt cel puțin trei partide acolo, dragii mei, care încercau fiecare să câștige oarecare influență și să ia deciziile care considerau ei că sunt mai potrivite. Însă, dacă dăm un zoom și mai aproape, dragii mei, dacă ducem lucrurile mai aproape, vă rog să vă uitați puțin la omul lui Dumnezeu, la Ieremia. Și uitați-vă, în viața acestui om, dragii mei, se dă o luptă extraordinară. Și marea luptă pe care are loc pe tărâmul vieții lui Ieremia, și ascultați-mă, are loc și pe tărâmul vieții noastre, este, dacă vreți, această luptă între alege între Dumnezeu și oameni. Ieremia este proroc, trebuie să fie vocea Domnului, dar în același timp, dragii mei, este om. E om și interacționează cu alți oameni. Și probabil că acesta este una dintre cele mai grele situații în care te poți găsi în viață. Să fii între Dumnezeu și oameni și trebuie să-ți alegi la un moment dat o parte de care să fii. De aceea, dragii mei, în această seară vreau să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu. N-am apucat să trimit la cei de la media. Punctele sunt simple, sunt trei puncte, dar vreau să vă notați niște principii pe care vreau să vi le împărtășesc în seara asta. Titlul gândurilor mele este, sper sugestiv, trei alegeri și două destine. Trei alegeri și două destine.
Trei alegeri și două destine. Pentru că dacă vă veți uita cu atenție, dragii mei, tot acest capitol 37 și mai apoi 38 poate fi structurat și împărțit în trei feluri de alegeri pe care oamenii le fac în viață, care sunt valabile și astăzi. A fost în urmă cu mii de ani, este valabil și astăzi, dacă vreți opțiunile acestea. O primă categorie de oameni sunt oamenii care aleg să fie de partea lui Dumnezeu. Dacă există o primă, dacă vreți, tabără spirituală, sunt oamenii care aleg să fie de partea lui Dumnezeu. Și aici, dacă vreți, tabăra aceasta a oamenilor care aleg să fie de partea lui Dumnezeu este portretizată cel mai bine de către profetul Ieremia și de către singurul lui convertit în toată activitatea lui, de către Baruc. Gândiți-vă că omul ăsta a predicat și a prorocit ani și ani de zile și nimeni nu l-a băgat în seamă. Are un singur ucenic, are un singur om pe care, ascultați-mă, îl are de partea lui, și anume pe Baruc. Ceea ce îmi spune că întotdeauna tabăra oamenilor care aleg să fie de partea lui Dumnezeu este minoritate, numeric vorbind. O prima alegere, dragii mei, pe care o găsim în acest text biblic și îl găsim atât de clar în zilele noastre, sunt oamenii, o primă opțiune, o primă alegere, oamenii care aleg să fie de partea lui Dumnezeu. Și, dragii mei, vreau să vă spun ce se întâmplă când îl alegi pe Dumnezeu, când alegi să fii de partea lui Dumnezeu, asemenea lui Ieremia, asemenea lui Baruc, asemenea multor oameni din cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, se întâmplă un lucru care nu-i prea optimist în prima aparență, și anume, îți vei pierde libertatea de a face ce vrei tu. Când îl alegi pe Dumnezeu, îți vei pierde libertatea de a face ce vrei tu, dar, în schimb, vei câștiga liniștea că faci bine. Îți vei pierde libertatea de a face ce mai vrei tu. Când îl alegi pe Dumnezeu, nu mai poți să faci ce vrei tu. Dar ascultă-mă, vei câștiga ceva. Da, îți pierzi libertatea de a alege dacă vrei să faci ce vrei tu. Dar în schimb vei câștiga, și socotește bine dacă merită să pierzi ca să câștigi, vei câștiga liniștea că faci ceea ce este bine. Știu, dragii mei, că nu e o alegere ușoară. Îți vei pierde libertatea de opinie, îți vei pierde libertatea de inițiativă și uneori, uitați-vă, în cazul lui Ieremia, chiar libertatea fizică. Când îl alegi pe Dumnezeu, da, omenește vorbim, vei pierde foarte multe lucruri. Pentru că, dragii mei, vreau să ne înțelegem încă o dată principiul pe care l-am reiterat de atâtea ori în biserică. Dragii mei, împărăția lui Dumnezeu nu e democrație. Iisus Hristos nu este președinte. Iisus Hristos, dragii mei, este împărat și voia lui se face și în cer și pe pământ. Și, dragii mei, ascultați-mă, eu, în momentul în care îl aleg pe Hristos, în momentul în care Hristos nu este președintele vieții mele, Iisus Hristos este Domnul vieții mele. El domnește. Și asta înseamnă că nu mai am libertatea de opinie și de inițiativă să fac ce vreau eu, cum cred eu că e bine. Și trebuie întotdeauna să mă raportez la cuvântul lui Dumnezeu. Credeți dumneavoastră că, puneți-vă puțin în postura prorocului Ieremia, credeți că nu a vrut omul ăsta la un moment dat să mai dea și-l o prorocie bună? Imaginați-vă ce înseamnă că ani și ani de zile, zice Ieremia, căci ori de câte ori, Ieremia 20:17, căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să strig silnicie și apăsare. Tot mesajul lui Ieremia, dragii mei, se poate rezuma la fraza asta, silnicie și apăsare. Spune Ieremia, dragii mei, atât de sugestiv în Ieremia 20, ascultați cu 7. M-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și m-ai biruit. Ascultați ce înseamnă lupta asta, dragii mei, de a ceda în fața voii lui Dumnezeu. Zice, și m-ai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine, căci ori de câte ori trebuie să strig silnicie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului îmi aduce numai popularitate, rating, aprecieri, like-uri. Ce ți aduce? Bajocoră toată ziua dacă zic, nu voi mai pomeni de el, nu voi mai vorbi în numele lui, iată că în inima mea este un foc mistuitor închis în oasele mele, ca o să-l opresc, dar nu pot. Pentru că, dragii mei, când îl alegi pe Dumnezeu, când alegi să fii de partea lui Dumnezeu, ascultă-mă, îți vei pierde libertatea de a face ce vrei tu, de a spune ce vrei tu, dar în schimb vei câștiga liniștea că faci ceea ce este bine. Trebuie să-ți alegi, vrei să te simți bine sau să faci ceea ce e bine, e o mare diferență. Sunt două căi, dragii mei, că nu prea se intersectează în viață.
Apostolul Pavel, cum am mai spus de foarte multe ori, se prezintă roba lui Iisus Hristos. Iar în Roman 6, cu 20 la 22, Apostolul Pavel vorbește foarte clar ce înseamnă tranziția de la roba al păcatului la roba lui Hristos. Pentru că, dacă vreți, putem rezuma întreaga noastră călătorie spirituală în felul următor: de la robul păcatului la robul lui Dumnezeu, de la o robie la o altă robie, dar total diferită. Spune în Roman 6 cu 20, căci atunci, zice, când erați robi ai păcatului, erați slobos față de neprihănire. Și ce roade duceați atunci? Roade de care acum vă este rușine, dar pe când sfârșitul acestor lucruri este moartea. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, v-ați făcut robi al lui Dumnezeu. Cum e călătoria noastră definită într-o singură frază spirituală, de la robi ai păcatului la robi al lui Dumnezeu? Mai apoi, dragii mei, ce înseamnă să-L alegi pe Dumnezeu, să-L asculți pe Dumnezeu? Înseamnă, dragii mei, ascultarea de poruncile lui Dumnezeu te va duce în conflict cu oameni care nu țin cont de Dumnezeu. Nu numai că îți pierzi libertatea de a face ce vrei tu să faci, dar în schimb faci ceea ce este bine. Dar ascultarea de Dumnezeu, de poruncile Lui, precum Ieremia, dragii mei, ne va aduce și te va aduce în conflict cu oamenii care nu țin cont de Dumnezeu. Când Dumnezeu îți deschide gura, ascultă-mă, oamenii vor încerca să-ți închidă. Când Dumnezeu îți deschide gura, vor fi atât de mulți oameni, precum și în cazul de Ieremia, care vor încerca să ți-o închidă. În timpul asediului babilonian, aceștia își puseseră nădejdea în egipteni, adică cei din Babilonia atacau, Ierusalimul era asaltat, era asediat și ăștia trimit după egipteni să vină să-i ajute. Îl aruncă, spune cuvântul Domnului, pe Ieremia în temniță de mai multe ori și la un moment dat îl bagă într-o groapă plină cu noroi, bătaș din gură, nu-i interesează vocea ta, că de fapt era vocea lui Dumnezeu. Pentru că, ascultă-mă, când vorbești în numele Domnului, când îți deschizi gura în numele Domnului, sunt atât de mulți oameni care vor încerca să ți-o închidă. Aduceți-vă aminte de Ștefan, care la un moment dat, spune cuvântul lui Dumnezeu, că a zis: iată vă ceruri deschise și pe Fiul omului stând la dreapta lui Dumnezeu. Spune Biblia că atunci i-au început ce să facă. Ascultați ce fac oamenii ăștia. Faptele Apostolului, capitolul 7, versetele 56 la 58, a zice: ei au început atunci să răgnească și au astupat ce? Urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. De ce? Pentru că atunci când vorbești, când ești de partea lui Dumnezeu, când vorbești în numele Lui, sunt atât de mulți oameni care vor să-ți închidă gura. Și este probabil că ați auzit de Jonathan Edwards, acest mare evanghelist, omul care printr-o predică a gândit: ferice de el că nu a fost YouTube pe vremea aia, că putea să meargă cu aceeași predică în toată lumea. Dar auziți, Jonathan Edwards, cel care a predicat și a rostit celeba predică: oameni păcătoși în mâna unui Dumnezeu mânios. Omul acesta a fost, să știți, și pastor, 23 de ani, timp de 23 de ani a păstorit o biserică în Northampton. Iar la 1 iulie 1750, am citit aspectul ăsta foarte interesant, spune că a fost demis de către biserică frații cu un proces covârșitor, 90% votat împotriva lui. Știți din ce cauză? Din cauză că era un om exigent în principiile lui Dumnezeu. Din cauză că nu admitea compromis. Și la un moment dat, pentru că nu a vrut să căsătorească pe doi, a căror viață nu era ok și oamenii ăștia nu erau compatibili, pentru că n-a vrut, o supăra pe alții, ăștia aveau rudenii, ăștia aveau clanuri, ăștia aveau neamuri în biserică. Și la 1 iulie 1750, marele om al lui Dumnezeu, Jonathan Edwards, este dat afară din biserică. Pentru că, oameni buni, ca să vorbești uneori în numele Domnului, oamenii vor încerca să-ți închidă gura. Dar mai mult de atât, știți ce se întâmplă când îl alegi pe Dumnezeu? Acum totul e dramatic, nu totul e jale-jale. Mai există ceva foarte frumos. Vei fi surprins, reține aspectul ăsta. Vei fi surprins să vezi pe cine folosește Dumnezeu ca să-ți vină în ajutor. Când îl alegi pe Dumnezeu, când alegi precum Ieremia, când alegi să fii de partea lui Dumnezeu, vei fi surprins să vezi pe cine folosește Dumnezeu ca să-ți vină în ajutor. În capitolul următor, capitolul 38, spune cuvântul Domnului că aceste căpetenii al lui Iuda, pentru că nu mai suportau prorociile lui Ieremia și predicele lui, zice: bă, băgați-l înapoi în temniță. Și l-au băgat într-o temniță în care mai apoi, ca să-l scoată, au fost nevoie de 30 de oameni, imaginați-vă. Dar la un moment dat, un om pe nume Ebed-Melec, care spune cuvântul Domnului că era un etiopian. Versetul 7, Ieremia, capitolul 38. Ebed-Melec, etiopianul, famenul dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Împăratul stătea la poarta lui Beniamin.
Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului astfel: Împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău și s-au purtat așa cu prorocul Ieremia, aruncându-l în groapă. Are să moară de foame acolo unde este, că este în cetate și nu este pâine. Și în urma acestei intervenții, profetul Ieremia este scos din groapă. La intervenția cui? La intervenția nu a unui preot, la intervenția nu nici măcar a unui iudeu, la intervenția unui străin, a unui etiopian. Pentru că, dragii mei, când vei fi de partea lui Dumnezeu, vei fi surprins să vezi pe cine folosește Dumnezeu ca să-ți vină în ajutor. Când vei fi de partea lui Dumnezeu, o să vezi cum uneori salvarea, soluția, biruința vin din locul în care te aștepți cel mai puțin. Nu o să o niciodată experiență pe care am trăit-o cu ani de zile în urmă în Oltenia. Ne-am dus să evangelizăm o localitate, un sat, și lângă acest sat era încă o altă localitate, un sat tot neevangelizat. Și la un moment dat ne-am decis ca să evangelizăm și satul respectiv. Eram un grup mai mare de tineri, eram și cu pastorul Ruben Țânța și la Negreștoaș atunci. Și țin minte că am găsit un loc de evangelizare, cineva ne-a pus la dispoziție un teren undeva în capătul localității. Dar acolo puteam să ne instalăm boxele, puteam să avem acces la curent și am zis, mă, e bun și locul ăsta, deși era în capătul satului. Și ne-am dus, eu cu Ruben, țin minte, am mers înaintea grupului mai mare, ne-am dus în satul ăsta să dăm flyere la oameni și să vorbim cu oamenii, să chemăm la evanghelizare. Am ajuns la un moment dat în centrul satului. Vreau să vă spun, e o scenă din aia parcă desprinsă din Las Fierbinți, știu. Nimeni nu urmărește episodul ăsta, nimeni nu știe despre ce e vorba, dar e o scenă tipic românească. Țin minte că am ajuns acolo la o crâjmă, la o terasă. Eram cu flyere să-i chemăm pe oameni la evanghelizare, să le vorbim despre Cuvântul lui Dumnezeu. Răsuna o muzică populară din aia de te durea capul. Și țin minte că ne-am dus acolo cu flyere, eu vă spun, eram foarte, mă zic, bă, nu intrăm acolo. Țin minte, Ruben, bă, hai mă să le dăm și la ăștia, chemăm la evanghelizare pe diseară. Și țin minte că ne-am dus acolo, erau acolo vreo 15-20 de oameni care se încurajau unul pe altul și ne-am dus și noi cu, și zice, la un moment dat zice unul așa, bă, dar ce cu voi, ce aveți acolo? O găsut că zi la butelii, știi, promoție, nu știu, nu, zic, domnule, noi suntem pastori, el e pastor, auzi. Preot, un fel de. Și, deci pope, da. Și ce cu voi pe aici? Bă, nu sunteți de pe la noi, nu? Păi zic, nu, eu sunt din Bihor, el e din Negreștoaș. Aha. Și ce cu voi? Păi zic, noi am venit să vorbim despre Dumnezeu. Serios. Aici, la noi, sau? Da. Păi zice, hai vorbiți-ne. Zic că... Acum era acolo bere, alcool, de toate categoriile, zic acum noi, știți, domnule, hai vorbiți-ne. Zic, aici? Da, zice, hai, jos. Opriți muzica. Și ne-am pus tot. Nu, zice, hai, zi de acolo ceva. Doamne, cum încep acum? În fine, cu ghionturi de la mine, zi tu, ba, zi tu primul. Cumva la un moment dat ne-am încurajat, eu cu Ruben am început să vorbim cu oamenii ăștia. Vreau să spun că la un moment dat, așa, în timp ce unul ne asculta, mai trăgea, pune jos, a, cu ei. Și am stat de vorbă cu oamenii ăștia, vă 40-45 de minute, eu zic, nu, acum ne-am mai stat cu dumneavoastră, zic, dar noi trebuie să mergem să dăm mai departe și celorlalți în sat și să-i chemăm la evanghelizare pe diseară, la care patronul, El Jefe. Dar zice, unde țineți voi evanghelizarea sau ce faceți acolo de seară? Păi zic, uite acolo pe terenul lui, nu știu, lui Nicolae. Aha, unde? Acolo în capătul satului? Păi zic, da, acolo am atât s-a putut. E o vorbă de vinte celebră acum, dar atunci nu știam, că puteam să o zic. Și zice, aha, dar vă zice, cine credeți voi că vine acolo în capătul satului la evanghelizare? E cald, e vară, cine vine acolo? Păi zic, nu, noi am încercat, noi... Dar zice, i-au zis, de ce nu veniți aici? Unde să venim? Pe aici! Doamne, zic, noi suntem cu alea, cu Doamne, Doamne, noi suntem cu Sfânta, cu Scriptura. Doamne, care e problema? Doamne, zice, veniți la mine pe terasă, vă fac eu loc aici, veniți, faceți evanghelizare aici. Aici e centrul satului, aici vin toată lumea vin. Tu înțelegi? Aici vine autobuz, aici vin toți. După pâine, după, mă rog, după ce mai vin, toți vin aici. Doamne, zic, vorbiți serios acum. Noi, Doamne, e barul dumneavoastră, adică noi să vă... Domne, veniți aici! Dacă v-am spus să veniți, veniți. Ce vă trebuie? Curent? Ce vă mai trebuie? Domne, da, ne trebuie curent, avem boxe, avem... Veniți, domne, cu toți aici diseară. Domne, vorbiți serios. Domne, eu vorbesc serios. Toți, da, el aici, el e șeful, toți. Zic, ne vedem la 6. La 6 venim cu echipa. Mă duc la bede, spun, bă, pregătiți boxele toate.
Ții minte, am ajuns la 6:20 la crâjmă. Oameni buni, toți aia care au fost acolo la evanghelizare, vreau să vă spun, măturau ăștia, făceau curat acolo toți. Băi, dă-i și acolo, pune-i și acolo. Au luat toate scaunele de pe mese unde trebuia să fie bături, le-au aranjat așa în linie, ca la stadion, în tribuna oficială era acolo. Și au zis, domne, e bine aici, vă mai trebuie ceva. Domne, e perfect, dați-ne curent. Am luat curent, am început să-mi pus boxele. Și ce s-a întâmplat? 3 seri la rând, am făcut evanghelizare pe terasa unei crâjme dintr-un sat din Oltenia. 3 seri la rând. Am putut să propovăduim cuvântul lui Dumnezeu, imaginați-vă că toată lumea venea acolo, era centrul satului. Nu o să niciodată o scenă, cred că v-am mai împărtășit în biserică, la un moment dat venea unul cu o căruță din aia cu cai, plină cu fân, și la un moment dat efectiv s-a oprit om. Și o predicam acolo, și ăla se uita de pe căruța aia, se uita și nu s-a mai mișcat de acolo. 3 seri la rând, dragii mei, Dumnezeu ne-a deschis o ușă extraordinară. Și ce m-am gândit? De foarte multe ori te surprinde Dumnezeu prin cine îți vine în ajutor. Oameni de care te aștepți cel mai puțin uneori, când îl alegi pe Dumnezeu, când alegi să faci ceea ce îți cere Dumnezeu, ascultă-mă, o să ai parte de surprize extraordinare. Binecuvântat să fie Dumnezeu. A doua categorie de oameni, pentru că am vorbit despre 3 alegeri și 2 destine. Dragii mei, o a doua alegere, uitați-vă, a doua categorie de oameni, dacă vreți, o a doua tabără în care oamenii se poziționează, sunt oamenii aia care oscilează între Dumnezeu și oameni. Sunt oamenii care îl aleg pe Dumnezeu, dar a doua categorie, vă rog să vă uitați, sunt oameni pe care o găsim în textul ăsta biblic, sunt oamenii care oscilează între Dumnezeu și oameni. Și dacă vreți, prototipul acestei categorii de oameni este cel al împăratului Zedechia. Omul ăsta, gândiți-vă, e un om foarte ciudat în felul lui. Omul ăsta vrea să-l împace și pe Dumnezeu, dar vrea să împace și oamenii. Însă vreau să vă spun ceva legat de asta, dragii mei. O intenție, sau dacă vreți, numiți o inițiativă bună, nu-i suficientă dacă nu este urmată de o împlinire. De unde vă spun principiul acesta? Uitați-vă versetul 3 din Ieremia, capitolul 37. Împăratul Zedechia a trimis pe Iucal, fiul lui Șelemia, și pe Țefania, fiul lui Maseia, preotul, la prorocul Ieremia să-i spună: mijlocește pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru. Și omul ăsta, dragii mei, face un lucru bun. În momentul ăsta, împăratul acesta, dragii mei, împăratul Zedechia face un gest foarte bun. Ia o inițiativă, și anume să-l întrebe pe Dumnezeu. Îl întreabă pe Dumnezeu prin omul acesta, caută omul potrivit care este prorocul Ieremia, ascultă mai apoi, culmea, mesajul potrivit, dar ia decizia greșită. Pentru că omul acesta, uitați-vă, oscilează între a-l întreba pe Dumnezeu și în același timp a ceda în fața presiunii oamenilor. Dragii mei, am aflat un lucru recent, există un personaj care a devenit foarte viral acum pe YouTube, și anume Damian Anfile. Ăsta e un istoric, mă rog, îți povestește despre orice. Și la un moment dat am aflat pentru Kelly un fel de face turul la cimitirul Belu din capitală, da? Vorbește toate personalitățile, spune 2 ceasuri numai despre Eminescu. Și am auzit de la dâns o chestie extraordinară, și anume că Oradea are cel mai mare cimitir din România, Rulikovski, number one, să știți. Deci suntem topul de pe lume. Și de ce vă spun asta? Pentru că mi-am dat seama, dragii mei, că există un cimitir mai mare decât Rulikovski. L-am numit în urmă cu ceva timp. Am vrut să scriu un articol, dar n-am avut puterea să scriu până la capăt. Nu știu dacă am tragere în zona asta. L-am numit cimitirul bunelor intenții. Cel mai mare cimitir din lumea asta, ascultați-mă, e cimitirul bunelor intenții. Atât de mulți oameni bine intenționați au spus, bă, mă duc, fac aia, știu că trebuie să fac asta. La fel ca împăratul acesta, Zedechia, dragii mei, bine intenționat, merge și îl întreabă pe Dumnezeu, pe prorocul Ieremia, spune-mi ce spune Domnul. Și când afli ce spune Dumnezeu, te oprești. Știi de ce? Pentru că oscilezi între vocea lui Dumnezeu și vocea oamenilor. Asta e cea mai mare problemă. Spune cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă, în Marcu 6:20, avem un alt om care oscilează între ce îi spune Domnul și ce îi spune de-a nevasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că împăratul Irod, dragii mei, spune că l-a apreciat pe Ioan Botezătorul.
E un om care îl apreciază sincer și vrea să asculte și se consultă, îl ia pe ăsta din temniță și îl întreabă, bă, ce zici, cum e cu calea asta? Dar ascultă-mă, spune Biblia așa, stătea în cumpănă, neștiind ce se fac. Oscilează între Dumnezeu și oameni. Oscilează între Dumnezeu și oameni. Există o categorie de oameni, dragii mei, care aleg să facă lucrul acestea. Dar vreau să mai spun ceva aici. De oameni ăștia care oscilează între Dumnezeu și oameni. Ascultă-mă ce spun. O binefacere particulară nu te scutește de responsabilitățile colective pe care le ai. Știu că e o frază lungă, dar e importantă. O binefacere particulară pe care o faci față de cineva nu te va scuti niciodată de responsabilitățile colective pe care le ai. La ce mă refer? Uitați-vă versetul 21. Spune cuvântul Domnului, împăratul Zedechia a poruncit să păzească pe Ieremia în curtea temniței și să-i dea în fiecare zi o pâine din ulița brutarilor până s-a sfârșit toată pâinea din cetate. Adică omul ăsta, împăratul ăsta, dragii mei, știe că Ieremia e un om al lui Dumnezeu. Culmea este că la un moment dat vrea să-l protejeze, face ceva bine, în mod particular, în mod privat, vrea să-l ajute pe Ieremia, dar în același timp, dragii mei, ca împărat, nu pune în aplicare ceea ce Dumnezeu îi cere să facă. Degeaba faci lucruri, ascultă-mă, bine la un moment dat în zona privată, dacă în zona colectivă, unde ai responsabilități, nu ți le vei exercita. Dragii mei, faptul că ai făcut o faptă bună, pentru un om e un lucru foarte bun, dar asta nu compensează faptul dacă nu-ți faci bine slujba pe care o ai. Dați-mi voi să vă dau câteva exemple practice în zona asta, da? Poate că ești un primitor de oaspeți. Slavă lui Dumnezeu! Ești un om care îți deschizi casa, ești un om deschis în zona asta. Dar vreau să spun ceva. Faptul că faci o binefacere, niciodată nu te va scuti de responsabilitățile pe care le ai. De exemplu, atât de mulți oameni au pretextul ăsta, frate, n-am venit la biserică că au venit la mine cineva și nu l-am găzduit. Eu înțeleg că l-ai găzduit, dar asta nu te scuză de faptul că trebuie să fii la biserică. Sau vreau să vă dau și un alt exemplu, da? Să faci o milostenie, ascultați-mă, să faci o milostenie ține de voia lui Dumnezeu, să faci o dărnicie, să faci o milostenie, un lucru extraordinar, dar asta niciodată nu o să te scutească de faptul că trebuie să dai 10% la casa lui Dumnezeu. Fă, ascultă-mă, fii un om generos, fii un om milostiv, dar niciodată dărnicia ta, milostenia ta, nu va înlocui partea de credincioșie pe care trebuie să o ai față de casa lui Dumnezeu. Faptul că faci o binefacere particulară nu te va scuti de responsabilitatea colectivă pe care o ai față de casa lui Dumnezeu. Faptul, de exemplu, mai apoi că ajuți financiar pe cineva, nu te scutește de responsabilitatea spirituală să-i spui și despre Dumnezeu acelui om. Nu e suficient că doar îl ajuți, trebuie să-l ajuți mai mult de atât, să-i vorbești despre Dumnezeu dacă nu-l cunoaște. Ajută-ne Domnul asta. Pentru că oameni buni, de foarte multe ori, pentru că oscilăm între Dumnezeu și oameni, dragii mei, și uneori vrem să fim diplomați, pentru că asta face împăratul ăsta. Vrea să fie un fel de diplomat, un om înțelept. Ăsta cred că a citit Sun Tzu, Arta Războiului. O încerca să-i împace pe toți, dar nu poți. Pentru că, dragii mei, ceea ce tu vrei să câștigi uneori prin diplomație, mulțumind, spui tu și pe oameni, dar și pe Dumnezeu, ascultă-mă, întotdeauna va fi plătit scrump. Zedechia tocmai asta face, vrea să fie diplomat, e un fel de arta compromisului. Dar, dragii mei, crede cumva că poate să-l țină și pe Dumnezeu aproape, că îl întreabă pe Domnul, că îl ajută pe Ieremia. El crede că stă și aproape de Dumnezeu, dar crede că poate să stea și de ceilalți oameni aproape. Dragii mei, vreau să vă spun acest principiu. Dacă vei încerca să ții de mână și pe Dumnezeu în viața asta, dacă vrei să ții și pe Dumnezeu de mână, dacă vrei să ții și oamenii care n-au nicio treabă cu Dumnezeu, vreau să spun ce se va întâmpla cu tine. Vei rămâne cu mâinile goale. Nu poți să ții și pe Dumnezeu de mână, nu poți să ții și oamenii care n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Nu poți să faci compromisuri în zona asta. Un prieten pastor mi-a zis lucrul ăsta care m-a șocat și m-a făcut încă o dată să realizez cât de valabil e principiul pe care l-a spus adineori. Îmi povestea despre o familie de oameni care, de doi oameni, soț și soție, care au început să vină la biserică și care au început să vină duminică de duminică și la joia la rugăciune. Oameni care au înțeles că trebuie să facă pasul botezului, oameni care au înțeles că trebuie să încheie legământ cu Dumnezeu și îmi povestea Dorel,
Așa de râvnoși erau oamenii ăștia, așa de plin de dragoste. Și țin minte, spunea, când am anunțat în biserică că trebuie, că va urma data botezului și se fac cursul pentru cateheză. Și am întrebat pe acești doi oameni, voi nu vreți să vă înscrieți? Voi nu vreți să faceți legământ cu Domnul? Ba da, au zis, credeți, credem 100%, nu avem nicio îndoială. Dar au zis, avem doi părinți bătrâni, la care stăm, erau părinții ai soțului. Și au zis, ei sunt foarte revoltați de faptul că noi venim la biserică la pocăiți. Au zis că le-am stricat neamul, că ne-am stricat noi de cap, că acum am rupt noi nu știu ce tradiție, că am părăsit dreapta credință. Și au zis, în fiecare zi avem discuții, avem discuții în familie cu părinții mei. Și eu zis, păstorul, bun, dar ce ați hotărât să faceți? Și au zis, uite ce ne-am hotărât să facem. Ne-am hotărât să amânăm data botezului. Zice, noi suntem tineri, noi încă mai putem, noi încă mai... Dar zice, părinții noștri, mâine, poi mâine se vor duce. Acum au zis, zicea el, nu vreau să-mi supăr tata și mama. Nu vreau să-i supăr, nu vreau să le pricinez de cozi, că dacă cu chiu cu vai acceptă că venim la biserică, dar dacă au zis că ne și botezăm, ne dezmoștenesc, nu o să mai vorbească cu noi. Zice, nu pot să supăr pe mama și pe tata. Zice, oricum, îți bătrâni, îți bolnav, nu mai au mult de trăit. Și spune când? La câteva săptămâni după botezul care trebuiau să-l facă și nu l-au făcut. Într-o seară, prietenul acesta meu, pastor, primește un telefon. Strigăt, un strigăt disperat al acestei femei, care l-a anunțat de faptul că soțul ei a murit în urma unui stop cardiorespirator. Și spunea, frate păstor, acum vreau să vii să mă botezi. Nu mai am nicio secundă. Nu mai am nicio secundă. Acum, în seara asta, vreau să mă botez. Era cu soțul mor de oră, ascultați-mă, și a zis, tu în seara asta mă botez, eu nu mai am nici măcar o secundă. Și de ce? Pentru că de foarte multe ori, dragii mei, vrem cumva să-L mulțumim și pe Dumnezeu, să-I mulțumim și pe oameni. Asta au încercat să facă împăratul Zedechia. Bă, hai să-i împăcăm. Eu și lângă Ieremia, ce a zis Domnul? Dar în același timp, ce zic oamenii? Hai să... Încerc să fiu aproape, ascultă-mă, vei fi departe de Dumnezeu încercând să fac lucrul acesta. Și al treilea lucru pe care vreau să subliniez, trei alegeri și două destine, pentru că despre asta e vorba, există o treia categorie de oameni, există oameni, am spus, care sunt alături de Dumnezeu, oameni care se consacră lui Dumnezeu, precum Ieremia și Baruc. Există mai apoi oameni care oscilează între Dumnezeu și oameni, dar există și o treia alegere, a treia opțiune, oameni care aleg să fie împotriva lui Dumnezeu. Oameni care aleg să fie împotriva lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia, dragii mei, fac următoarele lucruri. Și ce vor face? Întotdeauna, dragii mei, vor ataca pe cel prin care le vorbește Dumnezeu. Întotdeauna, pentru că nu vor suporta ceea ce Dumnezeu le poruncește, ceea ce Dumnezeu vrea, ascultați-mă, vor ataca pe cel prin care Dumnezeu le vorbește. Spune cuvântul Domnului, uitați-vă, în Ieremia, capitolul 38:4, spune cuvântul Domnului, atunci căpetenile au zis împăratului, omul acesta trebuie omorât. De ce trebuie omorât? Pentru că au zis ei, căci moaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ținându-le asemenea cuvântări. Omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia și nu-i vrea decât nenorocirea. Și-a pus presiune pe împărat, zice împăratul, faceți ce vreți cu el, că n-am nicio putere asupra voastră. Ce fac oamenii aceștia, dragii mei? Sunt oameni care sunt împotriva lui Dumnezeu. Căpetenile acestea, dragii mei, sunt oameni care nu suportă când Dumnezeu le vorbește. Sunt oameni care nu suportă când Dumnezeu le spune, hei, nu ești bine, nu faceți bine. Și oamenii aceștia, dragii mei, întotdeauna vor încerca să se ducă la tăcere. Vor încerca să atace în zona aceasta întotdeauna. Oamenii aceștia, uitați-vă, mai au o caracteristică, știți ce fac? Oamenii aceștia, dragii mei, rostesc mesaje care vin din inima lor și nu din gura lui Dumnezeu. Până acolo merg oamenii aceștia, dragii mei, încât, ascultați-mă, rostesc mesaje care vin din inima lor și nu din gura lui Dumnezeu, pretinzând culmea că-s de la Dumnezeu. Spune Ieremia capitolul 37:19, textul pe care l-am citit, la un moment dat îi zice Ieremia împăratului Zedechia, zice așa, și unde sunt prorocii voștri? Unde sunt prorocii voștri care vă proroceau și ziceau, împăratul Babilonului nu va veni împotriva noastră, nici împotriva țării acesteia? Unde-s? Că toți au prorocit că nu o să întâmple nimic. Știi de ce? Pentru că oamenii aceștia, dragii mei, vorbeau din inima lor, nu din gura lui Dumnezeu.
E o mare diferență să vorbești la tine, e o mare diferență să vorbești pus de Dumnezeu. E o mare diferență, dragii mei. Și trăim vremuri, ascultați-mă, în vremurile noastre în care sunt atât de mulți oameni care îi spun de la Domnul și numai de la Domnul noi. Îi din inima lor. Asta fac proroci acelei vremi, dragii mei. Nu spun că toți, dar Ieremia era alt tipar, era alt profil. Ce spune Dumnezeu despre prorocii din vremea lui Ieremia? Uitați-vă în Ieremia 20 cu 16. Vă rog să ascultați acest lucru pe care rostește Dumnezeu și stau să mă gândesc cât de valabil e versetul 16 din capitolul 20 din Ieremia și în vremea noastră. Așa vorbește, nu oamenii, așa vorbește Domnul oștirilor. N-ascultați cuvintele prorocilor care vă prorocesc, ei leagă în închipuiri, ei vă leagă în închipuiri zadarnice, spun vedenii ieșite din inima lor, nu ce vine din gura Domnului. Există o categorie, nu spun, ascultați-mă, nu generalizăm, dar există o categorie de oameni, dragii mei, care sunt împotriva lui Dumnezeu, culmea pretinzând că vorbesc în numele Domnului. Gordon Fee este unul dintre cei mai mari teologi, probabil în viață, și omul acesta povestea că în tinerețea lui a făcut parte dintr-o biserică penticostală. El este cel mai mare teolog penticostal socotit al vremurilor noastre. Și povestea faptul că a crescut într-o biserică în care aveau un proroc și ei. Aveau un proroc în biserică și tot timpul se ridica și spunea, așa vorbește Domnul. Și frații din biserica respectivă făceau un lucru biblic. O zis, ok, după ce fratele prorocea, la finalul programului, nu acum biserica să rămână pe loc, să ridica păstorul, ceata prezbiterilor, nu, hai să analizăm prorocia. Și o luau pe scriptură, și o treceau pe filtrul scripturii și nu mai rămânea nimic din ea. Se evapora. Și spuneau frații, fraților, nu corespunde cu scriptura, deci prorocia asta nu e de la Domnul. Și ăsta se ridica, ba da, așa vorbește Domnul, eu am vorbit. De fiecare dată același tipar. Ba da, zice, eu am vorbit. Pentru că, dragii mei, este atât de mulți oameni care vorbesc din inima lor, dar nu din gura lui Dumnezeu. Și ce e ciudat? E că uneori, când vorbești din inima ta, poți chiar să fii bine intenționat. Spune Biblia aici că și vorbeau din inima lor și ei chiar vroiau, ascultați-mă, ei chiar și-ar fi dorit ca Dumnezeu să facă nu știu ce. De foarte multe ori, dragii mei, pentru că ne sunt dragi anumiți oameni, pentru că iubim, pentru că ținem la el. Și ce facem? Cădem într-o mare cursă. Le comunicăm anumite mesaje care vin din inima noastră și am vrea să fie așa. Dar ascultă-mă un lucru pe care l-am subliniat de atâtea ori în biserica asta. Niciodată să nu confunzi vocea dorințelor tale cu vocea lui Dumnezeu. Dacă trebuie să vorbim cineva, dacă vorbește cineva, spune Petru, să vorbească ce? Cuvintele lui Dumnezeu. Fie că e profeție, fie că e predică, fie că e îndemn, fie că e cântare. Dacă face cineva lucrarea lui Dumnezeu, să o facă din partea lui Dumnezeu. Știți care e drama acestor oameni care sunt împotriva lui Dumnezeu? Mai apoi o altă caracteristică și mă apropiu de încheiere, este ultima. În loc să accepte soluția lui Dumnezeu, caută alternative la oameni. În loc să accepte soluția lui Dumnezeu, caută alternative la oameni. Versetele 7 la 8 spune cuvântul Domnului așa, căpetenile lui Iuda și împăratul Zedechia, uitați-vă, ignoră verdictul dat de Dumnezeu cu privire la această soartă a Ierusalimului. Și știți ce fac? Spune cuvântul Domnului așa. Așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel. Iată ce să spuneți împăratului Iuda care v-a trimis la mine și să mă întrebați. Iată că oasele lui Faraon care pornise să vă ajute se întoarce în țara ei în Egipt. Iar caldenii se vor întoarce, vor bate iarăși cetatea aceasta, o vor lua și o vor arde cu foc. Și dragii mei, și ce se întâmplă în momentul ăsta? Deși Dumnezeu spune foarte clar verdictul, ascultați-mă, nu veți scăpa. Va trebui să cedați în fața babilonilor, în fața caldeinilor, pentru că egiptenii nu vă pot ajuta de niciun fel. Și ce fac oamenii aceștia? În loc să accepte soluția lui Dumnezeu, dragii mei, caută alternative la oameni și trimit din noi sol la egipteni, crezând că aceștia o să-i ajute. Dar, dragii mei, credeți-mă ce vă spun, nu există alternativă la voia lui Dumnezeu. Nu există alternativă la voia lui Dumnezeu. De foarte multe ori știu că voia lui Dumnezeu nu-i plăcută.
Dar voia lui Dumnezeu, dragii mei, este singura care ne poate aduce salvare și liberare. Va trebui, ascultă-mă în seara asta, să alegi. Am văzut că putem să împărțim toate trei opțiunile pe care le avem, de fapt, astea în viață. Poți să fii alături de Dumnezeu, poți să te poziționezi într-o zonă din asta de oscilație între Dumnezeu și oameni. Și uneori sunt oameni și, din păcate, mulți care sunt împotriva lui Dumnezeu. Unde te așezi tu? Unde te așezi în această seară? Știi că trebuie să iau o decizie. Știu că sunt anumite lucruri la care trebuie să dai răspuns. Știu că sunt anumite situații în viață în care va trebui să alegi, poate, zilele acestea. Ce alegi? Să fii de partea lui Dumnezeu și să fii uneori în minoritate? Alegi, spui tu, să fii într-o zonă din asta diplomatică, între și cu Dumnezeu, dar și cu ei, să nu-i supărăm prea tare. Când încerci să-L ții și pe Dumnezeu, să te ții de o mână de Dumnezeu și cu una de oameni, vei rămâne cu mâinile goale. O să constați că nu mai ai de ce te prinde. Dar sunt oameni, am văzut, care sunt efectiv împotriva lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia caută alternative la voia lui Dumnezeu. Și oamenii ăștia, ascultați-mă, vin cu altă variantă decât varianta lui Dumnezeu. Vor îndrăzni să spună lucruri din inima lor, dacă ei nu sunt din gura lui Dumnezeu. Știu că-s mai plăcute lucrurile care vin din inima oamenilor să le auzi. Și uneori e mai dureros să auzi ce spune din gura lui Dumnezeu. Dar nu-i tot una, așa vorbește Domnul. Sau așa vorbește omul. Mii de oameni l-au înconjurat pe Iisus. Mii de oameni l-au aplaudat pe Iisus. La un moment dat au vrut să-L pună împărat cu forță, atât de iubit era și de popular. Dar la Golgota, de partea lui Iisus, n-a fost decât un tâlhar și o mână de femei. Atât. Știți, citeam săptămâna asta din Evanghelia după Marcu și noi atât dăm pe Petru, atât teroizăm pe Petru și acum la 2000 de ani distanță, el e în cer, știți? Dar noi dăm aici pe Petru care s-a lepădat, Petru care s-a lepădat. Dar e un detaliu acolo în Evanghelia după Marcu, zice, și ceilalți au făcut la fel. Dar numai de Petru ne legăm. Dar toți au făcut la fel. Și la Golgota Iisus rămâne, auziți, cu un tâlhar de partea Lui. Și cu o mână de femei. Nu știm sigur unde și cum a murit Ieremia. Ajunge înapoi în groapă. Ajunge să vadă Ierusalimul distrus. Îi lăsa la un moment în libertate. Rămâne cu rămășița de popor care au mai rămas în țară să nu se pustiască, zice Biblia. Nebucanețar a lăsat o mână de oameni să nu se pustiască țara. No, ăștia, după ce au plecat Nebucanețar, au zis, noi plecăm în Egipt. Și se pare că l-au luat și pe Ieremia cu forța cu ei. Pentru că nu le plăcea din nou prorocirile lui. Tradiția evrească face o paralelă cu Evrei 11 cu 37. Se spune că acolo în Egipt, dus cu forța de către oamenii ăștia, Ieremia se pare că a fost ucis cu pietre, în timp ce vorbea, așa vorbește Domnul. În timp ce spui, așa vorbește Domnul, au zburat pietrele spre el, ca asemenea lui Ștefan. În Evrei 11 cu 37 se face o aluzie și spune că alții au fost uciși cu pietre. Alții au fost uciși cu pietre. Este probabil, spun cei mai mulți, o aluzie la moartea lui Ieremia. Dragii mei, dar când ești de partea lui Dumnezeu, destinul tău este clar. Oamenii care sunt împotriva lui Dumnezeu și oamenii care oscilează între Dumnezeu și oameni, între Dumnezeu și oameni, ascultați-mă, nu o să aibă parte de Dumnezeu. Destinul lor va fi unul rezumat într-un singur cuvânt, plecați. Pentru că n-ai vrut să vii la El în timpul vieții tale, Iisus va spune, pleacă de la mine. Unde o fi Ieremia? Cel care l-a ales pe Dumnezeu. Apocalipsa 21:3. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată,
cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Acolo, de partea lui Dumnezeu. Probabil, dragii mei, că acum aici pe pământ suntem într-o evidentă minoritate. Poate că suntem puțini. Dar ascultă-mă, într-o bună zi vom fi în poporul lui Dumnezeu. Pentru că ai ales în viața asta să nu te compromiți, pentru că ai ales în viața asta să plătești uneori răutățile oamenilor, pentru că ai ales să te poziționezi de partea lui Dumnezeu, pentru că ai ales să asculți de ce spune Domnul, nu de ce spun oamenii. Pentru că ai ales să fii de partea lui Dumnezeu, Dumnezeu va spune: vino. Trei am văzut alegeri, dar doar două destine. Rezumate în două fraze scurte. Plecați de la mine, blestemaților, veniți binecuvântații, Tatălui meu, atât. Acum haideți să ne ridicăm în picioare. Ai alegeri, ai opțiuni, știu. Dar ce fel de destin o să ai? Dacă vrei ca Iisus să spună în acea zi: vino la mine, trebuie să-i spui în seara asta: Doamne, eu acum aici vin la tine. Te rog, mântuiește-mă. Ajută-mă, Doamne, să mă poziționez de partea ta. Ajută-mă, Doamne Dumnezeu, să fiu de partea adevărului. Ajută-mă, Doamne Dumnezeule, să fiu cel care ascultă de glasul tău, nu de vocea oamenilor. Ai de făcut o alegere? Ai de făcut o alegere zilele astea? Ai de făcut o alegere în seara asta? Fă-o acum. Ești de partea lui Dumnezeu, oscilezi sau ești împotrivă? Cheamă-L pe Dumnezeu să-ți dea putere în seara asta. E tot ce ai nevoie. Să poți să iei decizia cea mai bună. Haideți să ne rugăm Domnului.